seara din nou la Teologia în Actualitate. Creștinismul este o religie a cărții. Cartea, și anume Biblia, joacă un rol central în definirea valorilor și principiilor creștinismului. Deci în seara aceasta ne-am gândit să vorbim despre literatură, dar am încercat să restrângem sfera discuției despre literatură creștină la literatura baptistă. Avem doi invitați care le place să caute cărți, le place să caute documente, au scris cărți de istorie. Pastorul Vasile Bel, vă mulțumim pentru că ați venit în seara aceasta să fiți cu noi. Mulțumesc și eu de invitație. Și pastorul Daniel Stoica, mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră. Ne mulțumim și cred că ați fost în mai multe biblioteci și în arhive. Și cum este viața într-o bibliotecă? Cum vi se pare atmosfera așa într-o bibliotecă sau într-o arhivă? Când intri înăuntru, primul lucru pe care îl am în minte este mirosul. La unii poate îi deranjează mirosul de carte vechi. Pentru mine îmi creează o bucurie. Să pot să ating o carte, să iau în mână, este ceva spectaculos, mai ales dacă este o carte pe care îmi doream să o văd. Adevărul că sunt și colecționar de cărți. De multe ori soția mă bucur că mă rabdă cu această pasiune. Am foarte multe cărți acasă și continui să strâng, nu mă pot opri. E o bucurie să poți să iei cărți, să poți să studiezi în biblioteci, în arhive, și să poți să descoperi anumite lucruri de care poate n-ai fi avut acces în modul online, modul electronic. Cărțile vechi, majoritatea, nu sunt în formatul acesta, de aceea trebuie să mergi exact la sursă, să poți să pui mâna pe ele și să poți să citești. Este greu să aveți acces la biblioteci, la arhive? Nu. Dumnezeu a deschis așa ușile, nici nu ne-am așteptat întotdeauna și am primit și loc favorizat. Când vorbim de Biblioteca Universitară din Cluj, ni s-a dat un loc unde ne-am putut instala cu aparatura noastră să scanăm cărți de acolo și n-am fost deranjați de dimineață până seara. Ni se aduceau, fratele Daniel făcea comandă pe telefon, veneau cărțile și puteam să le scanăm, puteam să ne uităm. A fost și cazul cu o revistă a lui Gheorghe Slăv din 1904, era acolo, era scanată, era pusă pe site-ul instituției, dar am vrut să punem mâna și pe ea. Era atât de valoroasă încât ați vrut să-i simțiți nu numai mirosul, dar să o și pipăiți acea carte. Literatură baptistă, baptiști au fost preocupați de educație, de carte. Cum ați împărți literatura baptistă? Cum ați grupa tot ceea ce numim noi acest concept de literatură baptistă? În câte categorii ați spune această literatură? Aș spune în trei părți mari, nu degeaba trei nume, număr de obicei care e ușor de reținut. Întâi publicații editoriale, vorbesc despre reviste, publicații sub formă de carte și publicații cărți de cântări. De ce zic cărți de cântări? Nu le bag în categoria cărților normale, fiindcă are un alt spectru. Spectrul, de obicei, cărțile sunt cu conținut teologic. Cărțile de cântări sunt cu conținutul muzical pentru coruri, fanfare, în ajutorarea celor care laudă pe Dumnezeu în bisericile noastre baptiste. Și cântările în comun. Da, cântările în general. Baptiștii au început să tipărească cărți. Care e cea mai veche carte produsă de baptiști în România, să zic, din istorie, dacă... Am aici o carte și este la bibliotecă, la biblioteca aici a Institutului, Evanghelia și Focul, scrisă în 1906 de Gheorghe Slăv, un intelectual care a avut mari probleme că s-a convertit. Omul acesta a fost și el așa de activ după aceea și a vrut să contribuie la dezvoltarea cunoașterii despre Dumnezeu prin cărți.
El, știind sistemul Bisericii Ortodoxe, fiind învățător acreditat sau cu diplomă, că el scria să semnează aici Gheorghe Slăv diplomat și v-am interesat că ce diplomat? Adică era cu diplomă. Nu purta diplomat doar, ci că era cu diplomă. Da, avea diplomă și ne bucură lucrul acesta că poporul baptist a avut intelectual și au fost interesat să scrie. Cartea aceasta e un fel de întrebare și răspuns. Adică ce zice Biblia despre preoți? Probabil că e și polemică un pic, intră, da, de ce face așa, de ce se întâmplă, de ce deci fac alții. Deci 1906 e da. Prima carte scrisă de un autor român și are un caracter apologetic, doctrinar, dar și probabil și cu implicații practice. Cum ați intrat în posesia acestei cărți? Să zic că și fratele și eu am multe de zis, da? Da, cu ajutorul lui Dumnezeu vă mărturisesc că de multe ori rămân fascinat de modul în care cum lucrează Dumnezeu. Când e vorba de a strânge astfel de documente, de cărți vechi, este un lucru care de multe ori îl numesc har. Har că am putut intra în posesia lor. Există puține exemplare, există anumite lucruri care nu există decât actualmente în biblioteca personală. Alte exemplare nu se cunosc în alte locuri. Dar dacă privesc la modul în care Dumnezeu mi l-a dăruit, spun decât că a fost planul lui. Deși am spus, asta este cea mai veche carte din punct de vedere ca și carte. Vorbim tot de același autor, Gheorghe Slăv, în 1905 de data aceasta, scrie prima mărturisire de credință, fasiunea credinței. Deci, da, asta este o carte, asta la este mărturisire de credință, este ceea ce cred baptiștii. Fasiunea credinței, în 1905, apare tot de același autor, Gheorghe Slăv. De altfel, fiind primul dascăl de meserie învățător, convertit la credința baptistă și ajutând în privința învățăturii. Și astfel, prima mărturisire în limba română baptistă o avem 1905, scrisă de... Tradusă de fratele Gheorghe Slăv, scrisă da. de Gașpar în limba maghiară. Tradusă din limba maghiară. Deci de aceea nu ați pomenit 1905, pentru că de fapt este o traducere. 1906 este contribuția proprie a lui Vasile Slăv, Gheorghe Slăv la literatura baptistă din România. Aș vrea acum să ne întoarcem să luăm aceste categorii pe rând. Am vorbit despre cea mai veche carte și nu știu exact cum este limbajul folosit în această carte. Probabil că este destul de arhaic limbajul. Creoi. Și se înțelege, puteți să înțelegeți? Ați citit cartea aceasta și se poate înțelege? Sau? Deci e cursivă cartea. Deci nu un învățător nu aplica sloganul Bisericii Ortodoxe vechile cazane, adică rămânerea la scrierea veche, ci la nivelul de predare a limbii române, la ce l-a scris el din vremea aceea. Și nu era chiar un limbaj greoi. Se înțelege foarte bine și e ușor. Cartea asta e foarte răspândită și în America, este și în biblioteci, pentru că a fost răspândită și avea un obicei. Lucrul ăsta l-am făcut și eu acum, am trimis la președinte istoria seminarului. Trimitea la regele, deci el fiind în Transilvania, în Ungaria, a trimis la regele României, a trimis la țarul Rusiei exemplare din reviste, din carte, din ceea ce tipărea el. Deci, cu alte cuvinte, dacă trimiți conducătorilor, ei vor păstra sau literatura are șansă să rămână intactă. Să rămână intactă, să se păstreze. Ne întoarcem la reviste. Ce reviste avem și care este prima revistă baptistă? Și prima publicație
baptistă în limba română. Trebuie specificat lucrul acesta, deși vorbim de o perioadă în care nu exista România. Era încă Transilvania, aparțineam de Budapesta și tot ceea ce însemna Imperiul Austro-Ungar. Prima revistă apare în Adeverul, la Curtici, în anul 1900, sub conducerea fratelui Gheorghe Șimonca, unul dintre intelectualii vremuri respective, din punct de vedere al celor care erau maghiari, și a fost tradusă în limba română. Prima publicație este anul 1900, Adeverul. De aici, Adeverul o să fie din nou preluat în anul 1908 de fratele Mihai Brumar, apoi din anul 1911 până în 1915, când își încheie activitatea, este preluat de fratele Vasile Berbecar. O revistă, aș putea spune, de început. Dar nu este doar aceasta. A doua revistă pe care a apărut Steaua Dimineții de fratele Mihai Brumar în 1903. Apoi Lumina Lumei. De ce am vrut să mă rezum și la aceasta? Fiindcă am vorbit deja de Evanghelia și Foc, o carte, am vorbit de Fasiunea Credinței, prima mărturisire de credință, Lumina Lumei, o revistă publicată de fratele Gheorghe Slăv, intelectualul de care vorbeam, dascălul, în anul 1904 până în anul 1908. A revistei aceasta, care a apărut, ediția aceasta a apărut în Arad, de data aceasta celălalt a apărut la Budapesta, pe teritoriul maghiar, a apărut în teritoriul românesc, la Aciuța, o localitate, dacă vă ați căuta pe hartă, este în județul Arad, o localitate destul de mică astăzi, este localitatea în care s-a născut acest intelectual Gheorghe Slăv și unde a tipărit această revistă pe nume Lumina Lumei. Deci, să înțeleg că aceste reviste au fost în limba română 1903, prima, 1900 și apoi 1903 a fost cea de-a doua revistă. Așa, și apoi în 1904, Lumina 1904. Două dintre ele, de fapt, în limba română, dar publicate la Budapesta, Lumina 1904, publicată pe teritoriul de actualmente românesc, să zic România așa. De Transilvania. Astăzi, Transilvania. Dacă ar fi, deci acestea sunt primele trei reviste de început din literatura baptistă. Cum erau structurate aceste reviste? Cum, dacă aveți o idee despre structura lor, cum era formatul acestor reviste? Aș vrea să mai spun un lucru aici, că revistele acestea care au apărut, n-au apărut, așa să zic, cumva obscur. De exemplu, Iosif Vulcan, patronul revistei Familia, care a fost înființat în 1800 și ceva, a scris articol despre reviste, despre înființarea unei noi reviste românești la Arad. Sigur că a avut apoi de suferit un pic din cauza acestei publicități, dar a făcut cunoscut. Fratele Vulcan, am greșit și eu, fratele Gheorghe Slăv avea tradus și din Spurgeon. Avea traduceri, avea informații, așa s-a întâmplat în biserica cutare, a fost. De la el știm că în 1904 s-a împărțit ungurii de români, sau au făcut o despărțire, baptiștii români de baptiștii germani și de baptiștii unguri. Maghiari. Deci 1904. 1904. Dacă nu era revista aia, noi nu știam acest lucru și nu eram așa de convinși. Deși am lucrat împreună, adică pentru că românii știau ungurește, că erau în Ungaria, nu? Mulți unguri știau românește sau avea traducător, dar oamenii aceștia lucrau împreună și fratele a anunțat la Curtici, mi se pare că a fost întâlnirea aceea, când s-a luat hotărârea. Fiecare cu ala lui, fac conferință pe limba lui, în domeniul lui și nu se mai amestecă. Dar colaborau, era
Deci, cu alte cuvinte, revistele acestea aveau atât un caracter informativ, după cum a spus, slujeau pentru informarea credincioșilor din țară. Am înțeles că publicau materiale de învățătură în baza traducerilor. Am înțeles că fratele Gheorghe Slăv avea deja o grămadă de resurse, traduceri pe care le făcea și le puneau la dispoziția acestor reviste. Mai am putea adăuga ceva legat de structură, conținutul acestor anunțuri. Mai am ceva. Fratele Slăv punea primul, era articolul lui de bază, articolul din carte sau pe structura cărții, cum era scrisă cartea. Și în adevărul, era un articol editorial, dar o predică aproape de material din acesta duhovnicesc, să zicem. Deci editorialul și după aceea erau și alte articole sau mai mulți alunecate? Deci era un fel de anunțuri la final, reclame, dacă aș putea spune, de diverse, neapărat lucruri teologice. Da, anunțau, a apărut și cartea respectivă, avem armonii de vânzare pentru cei care toți la biserică, avem și erau chiar firme de ulei, de tot felul de lucruri de așa, era chiar pe ultima pagină a revistei, anunțuri diverse, dar structura principală era lucruri, articole scrise de către cei din vremea respectivă, traduceri din diverse cărți, puse anumită parte din carte, a doua parte, a treia parte, în funcție de apariție revistei respective, și apoi era și o parte de misiune, așa se numea, articol misiune, în care reprezenta viața bisericii, în care se prezenta lucrurile care erau în perioada respectivă. Da. Și mai apărea și lecțiunile biblice. Și lecțiunile biblice, școala duminicală. Da, școala duminicală erau pe fiecare lună, apăreau în revistă. Ceea ce mi se pare foarte interesant este că rostiți anii 1900, 1903, 1904, cu mult înaintea existenței unui for al baptiștilor în România, oficial 1919, deci revistele cumva au apărut fără o susținere din spatea unui for baptist. E corect sau nu? Da. Ei, finanțarea era cam un fel de autofinanțare. Cel mult, să zic, revista Adevărul și astea care erau la Budapest era ajutorul partea maghiară, dar când vorbim de fratele Gheorghe Slăv, a fost cam o finanțare sau cel mult finanțarea bisericilor și în revistă de multe ori se prezenta listă întreagă cu persoanele care au dăruit. Se încuraja dăruiți, contribuiți pentru apariția revistei și erau persoane care dăruiau, chiar era spus acolo fiecare persoană în coroane, pentru că valuta care funcționa în vremea respectivă erau coroanele. Și erau ca un fel de autofinanțare, nu era finanțare din partea nici a statului, nici a unui cult oarecare. Deci trei reviste de bază. Ce putem spune de celelalte reviste în continuare? Bănuiesc că nu ne-am oprit în 1904, ci au mai... Da, trebuie să spunem că revista Adevărul a fost contemporană cu Primul Război Mondial și a contribuit și ea la, să zic, alinarea cumva a suferințelor războiului. Frații au fost învățați ce să facă, cei care au rămas acasă, ce să facă. Era revista trimisă pe front, prin ea se făcea legătura de pe front acasă cu frații, prin anunțurile, prin corespondentul de război, că baptiștii au avut corespondent de război în vremea aceea, care trimitea informații și un fel de capelan era. Pentru că Ungaria, trebuie să știm, din 1905 era recunoscută confesiunea baptistă. Și de aceea apare și mărturisirea de credință de care vorbea Daniel. În 1905 trebuia, ca să primești autorizația, să ai statutul de funcționare și să ai mărturisirea de credință, adică ce crezi și cum funcționezi și care sunt principiile. Și în 1905, baptiștii din Ungaria, deci români, germani, maghiari, toți au primit autorizație și să zicem că erau sub cupola aceasta, sub umbrela cultului creștin baptist din Ungaria. Deci au fost aceste reviste, Adevărul sau... Adevărul, au început, aceea a fost Adevărul.
Pot să le spun și doar așa, da, punctat revistele, deși e mult de zis la fiecare dintre reviste. Dacă ar fi așa o listă, apoi după Lumina Luminii, Adevărul din nou reinterpretat din 1908 în continuare, Solul Păcii, începând din 1908-1919, Razele Aurorii, inițial Aurora pentru o scurtă perioadă de timp, care devine titlul revistei Razele Aurorii 1915-1919, Farul Mântuirii 1919-1932, apoi Cârmuitorul, Călăuza, Glasul Tineretului Baptist, Lumina Orașului, Vestitorul Creștin, Îndrumătorul Creștin, cred că am omis Farul Creștin, Lumina, Glasul Adevărului, Pacea, Monitorul Baptist, Apostolul Păcii. Lista poate să continue. În actualmente au rămas două reviste baptiste în zilele noastre. Vorbim de Farul Creștin la Arad și Creștinul Azi la București. Deci aceste două. Care dintre aceste reviste, după înființarea Uniunii Baptiste, au fost considerate revistele oficiale ale cultului dintre ele? În perioada, să zic, după 30, Farul Creștin era publicată la Arad sub comunitatea Bisericilor Baptiste și erau reviste care erau sub comunități, dar Îndrumătorul Creștin era organul cultului creștin baptist. Deci era revista care a apărut cultului în 46. Din 46 începând. Deci până în 46 nu a existat o revistă care să scrie organul cultului. Farul Mântuirii a fost pe o perioadă din 19 până în 32. Când a încetat din cauza că a dat faliment. Deci, și Monitorul Baptist. Și Monitorul Baptist. Din 33 în 35. A fost tot al organului cultului creștin baptist. Și aceste reviste aveau, presupun, în spatele lor oameni care susțineau lucrarea acelei reviste, scriau editori care scriau editoriale și care coordonau cumva revistele, dar ei erau legați de biserici locale sau de comunități zonale. Care a fost cea mai longevivă, că acum nu suntem chiar la curiozități, dar eu vă pun întrebări și în direcția aceasta, care a fost cea mai longevivă revistă din literatura baptistă? Cea mai longevivă sunt că a fost Îndrumătorul Creștin Baptist, că el a supraviețuit pe toată perioada comunistă. Deci, păstrând, are altă denumire, astăzi Creștinul Azi, dar este o prelungire a revistei Îndrumătorul Creștinul Azi. Deci putem să spunem că e din 46 până actualmente. Da, sau dacă luăm din 46 până în 90, 89, de fapt tot este cea mai longevivă, nu? Da, și ca și titlul din Farul Creștin ar fi din 33 începând până actualmente, cu întreruperea perioada comunistă, n-a mai permis din 48 până în 89. Pentru că Farul Mântuirii era chiar organul de presă a Uniunii Baptiste. Dar până în 32. După aceea a preluat un pic o revistă care chiar un an a fost, Glasul Evangheliei, așa, dar chiar un an. După aceea, în 33, s-a format Farul Creștin. Farul Creștin iar a avut o... Cu întreruperile de rigoare, că a fost întreruptă de mai multe ori, ea supraviețuiește și astăzi, să zicem așa... Da, deci Farul Creștin și cumva Îndrumătorul Creștin, transformat astăzi în Creștinul Azi, sunt cele mai longevive, cu tradiție și cu... care a fost oare scopul? De ce s-a dezvoltat atât de mult latura aceasta publicistică în cadrul baptiștilor din România? Care era scopul? De ce aveau nevoie de așa multe reviste? Au fost și reviste regionale, să spunem așa, adică la Alba Iulia se făcea o revistă, a fost Lumina Orașului, de care zicea fratele Constantin Adoreanu, făcut aici la București. Dar n-au avut așa o viață lungă, că au fost reviste de biserică. Baptiștii au fost învățați să citească. Și fratele Ioan Dan, în 1946, spune că baptiștii în cadrul baptiștilor nu sunt analfabeți. Totuși, în perioada aceea, când încă, să zic, gradul de cultură, de a ținea pasul cu cartea, era destul de mic în România.
și baptiștii au citit. Am scris o carte, Ioan Bălănean, omul acesta avea abonament în perioada înainte de războiul mondial al doilea la 11 publicații baptiste. Și să vedeți, comoara aceasta Dumnezeu a păstrat-o la un frate, Rusu Simion, care a păstrat în vremea comunistă. Fratele Rusu Simion a fost un predicator bun, așa, nu vestit, blând, din punct de vedere, să zic așa, a relațiilor cu oamenii. Relațiilor cu oamenii, stătea de vorbă cu toți oamenii. Pastor la Baia Mare. Pastor la Baia Mare, dar și cu autoritățile, și a construit o biserică foarte frumoasă, care este și astăzi. Fratele acesta a avut o comoară și a ținut-o în bibliotecă, fără să știe nimeni nimic. Și fratele a murit, noi fiind foarte aproape, că soția fiind din același sat cu soția fratelui Rusu, a mers și zic, soră, vreau să scriu o carte despre Baia Mare, nu aveți ceva? Și când mi-a scos sora de acolo o comoară, dinaintea de al doilea război mondial, am rămas pur și simplu uimit. Și am zis, da, nu m-a lăsat să fotografiez. Zice, ți le dau pe toate. Și mi-a dat sora și de atunci, să zic, s-a și înflăcărat asta, darul ăsta în mine de a scrie despre comoara asta baptistă pe care noi avem. Și totuși, nu-i ceva simplu. Vorbind de o vreme înapoiată a țării noastre, da? Pentru că baptiștii au fost învățați de englezi și de nemți. Uh-huh. Și noi am moștenit cultura lor. Vreau să spun și asta, așa ca o paranteză. Pastorii baptiști mergeau la țară cu cravată, vorbim de 1920. Uh-huh. Da? Erau la cravată când cea mai mare parte a țării umblau cu porțărănesc. Deci, da. Așa. Deci, cam asta este despre literatură, despre publicațiile care au fost. Ele, de fapt, transferau învățătură către popor în masă și informații către cei din popor, inclusiv calendarul de studiu biblic, care era, de fapt, un îndrumător pentru studierea Sfintelor Scripturi. Mă gândeam că am putea să ne mutăm și pe cărți care le avem, timpul este destul de limitat pe care îl avem, dar ce putem spune legat de literatură? Am început cu cea mai veche carte a lui Gheorghe Slăv, 1906. Ce alte cărți mai avem în literatura baptistă de început? Da, deci aș vrea să mă limitez mai mult poate la autori români. Nu neapărat traduceri, ci autori români. Cărți, cred că dacă ar trebui să vorbesc de aici încolo, până la sfârșitul emisiunii, pot să spun doar titluri de cărți scrise de către frații noștri baptiști, dar aș vrea să mă limitez doar la câteva titluri. În primul rând, trebuie să pomenesc fratele Ion Socaciu, unul dintre intelectualii cultului creștin baptist cu pregătire în Statele Unite, în domeniul teologic. Este cel care a venit în România și a dăruit fraților și chiar ați pus întrebarea ce rol să fie atâtea revise, cărți atâtea. Seceta care era în biserici. Nu-i ca astăzi informația să fie peste tot. Frații, dacă prindeau o revistă, un articol, aproape că îl învățau pe de rost pentru că îl citeau de atâtea ori. N-aveau atât de multe ca astăzi. Și era seceta aceasta care să citească. De aceea fratele Socaciu scrie câteva cărți. Armonia Evanghelilor, scrie Catehismul Apostolic. Cărți de referință care au fost în vremea respectivă. Apoi vorbim de fratele Radu Tașcă, un alt mare om al lui Dumnezeu de la Curtici, călăuza cercetătorului Bibliei. Îl învăța cum să citească Biblia, cum să găsească repere. L-am pomenit și într-o emisiune trecută pe fratele Vasile Berbecar, unul dintre cărturarii baptiști, care a scris cărți, care a tradus. Apoi vorbim de fratele Ion Cocuț, unul care a scris iară foarte mult, Credința și Misiunea Baptistă, cărți care erau citite. Fratele Jean Stanescu a scris, fratele Sezonov. Atâtea titluri, nu știu la care să mă fac referire acum în timpul scurt pe care l-avem. Apoi fratele Alexa Popovici a venit cu un spectru larg de cărți scrise în limba română. Erau scrise chiar și pentru surori. Sora El Truța
a scris, femeia în slujba regească, femeile Bibliei, femeile Noului Testament, florile primăverii, cărți care au fost chiar și pentru surori destinate, chiar și de istorie. Fratele Ion Ungureanu, pastorul Ion Ungureanu, a scris istoria creștinilor. Cărți de poezii, cărți pentru copii, cărți pentru predicatori, cărți traduse. Cred că dacă ar trebui să le număr, măcar după numărul pe care ar fi, ar depăși 100 de cărți până în anii 40, să spun așa. De remarcat că primele cărți, dacă înțeleg bine, au fost mai mult legate de doctrină, de învățătură, pentru că exista o mare nevoie față de învățătură și văd că a fost menționat fratele Radu Tașcă și fratele, un alt predicator care a fost Sezonov de început. Ei au scris mai mult pe partea aceasta de doctrină, învățătură, dacă înțeleg bine, și această tradiție a continuat până înspre vremurile noastre, unde fratele Ioan Bunaciu a scris multe cărți legate de teologie baptistă. Care a fost cartea care s-a remarcat mai mult în literatura baptiștilor din România? Depinde după ce criterii, dar într-o opinie personală, care vi s-a părut o carte care s-a făcut cea mai citită, s-a făcut referire. Nu am avut un top atunci al cărților baptiste, dar care... Cea mai vândută carte a fost aceasta, Evanghelia și focul, încă până aproape de al doilea război mondial. Uh-huh. A fost foarte vândută, chiar specifică lucrul acesta și Alexa Popovici în cartea lui. Zicea că nu crede că este o familie de baptiști în care să nu fie cartea aceasta, pentru că e mai simplă puțin. Adică pune întrebarea și se răspunde. Că omul de la țară venea preotul, du-te-mă că ești mincinoș. Păi de ce ești mincinoș? Păi ea nu crede așa. Ei, lua cartea, vedea, de ce nu trebuie să boteze copiii mici? Gheorghe Slav explica, păi uite, trebuie să creadă, trebuie să facă așa, și era foarte simplă într-un fel, da? Și aducea textul biblic, uite, acolo scrie în Biblie, așa, așa, așa. Cred că, în afară de cartea aceasta, cred că cea mai citită carte, în afară de scriptură, ca scriptura să fie pe primul loc în casele fraților baptiști, a fost sub două titluri, inițial cunoscută sub un titlu, apoi sub un alt titlu, Voiagerul creștin a fost inițială, și apoi Călătoria creștinului. Pelerinului creștin pe vremea comunistă. Da, a fost, cred că, cartea cea mai pomenită, scrisă de John Bunyan, tradusă în limba română, folosită în bisericile baptiste, deși n-a fost, să zic, editată de baptiștii români, ea a fost tradusă în limba română, distribuită atât de Biserica Creștină după Evanghelie, de Biserica Baptistă, și cred că a fost, dacă s-ar face astăzi un sondaj, cea mai citită carte între rândurile baptiștilor, cred că ar fi Călătoria creștinului, ar fi pe locul al doilea după Biblie. Tot ați amintit de Biblie, cum am stat la capitolul Biblie, pentru că am plecat să discutăm despre cărți, dar Biblia, ce traduceri, cum anul acesta suntem și într-un an centenar cu privire la publicarea Bibliei traduse de Dumitru Cornilescu. Ce ne puteți spune puțin despre Bibliile care au fost... foarte scurt, că pentru asta trebuie să facem o emisiune separată legată de Biblie. Deci, baptiștii au folosit de la început Biblia de la Budapesta din 1873. Ea a apărut la Budapesta și în 1874 a apărut la Iași, au fost aceiași traducători, numai că Biblia de la Iași are trimitere, pe când cea tipărită la Budapesta nu are trimite. Era tipărită în limba română, nu? În limba română. Ca să nu înțeleagă cineva că la Budapesta a fost în limba maghiară. Nu a fost în limba maghiară, ci a fost în limba română. Dar și ca să nu se plătească taxele vamale, adică s-a tipărit la Budapesta pentru românii din Transilvania și la Iași pentru...
Moldova și Moldova Regat. Moldova și Regat, pentru că de acolo erau și traducătorii. Deci 1873. Dar înainte era un nou testament, tot subvenționat de Societatea Biblică Britanică. L-am găsit și eu, testamentul acesta, din 1863. Iar are un limbaj diferit de limbajul ortodox. Căutat să actualizeze limba română la vremea respectivă. Acum e cam greu. Deci 1860 primul da. Nou Testament, 1873 a fost Biblia tipărită la Budapesta și la Iași, și altceva? A fost Biblia Nițulescu din 1895, dar a fost atașat numai Noul Testament, că Nițulescu a scris Noul Testament, Nou Legământ, denumirea asta a avut, și cei de la Societatea Misionară a renunțat la Noul Testament care l-aveau și a atașat Bibliei Noul Testament al lui Nițulescu. Și era numit apoi Biblia Nițulescu. Nu era în întregimea lui, era numai Noul Testament, dar așa s-a cunoscut până în 1921. Și Societatea Biblică Misionară din Londra a tipărit ediția asta până în 21. Și s-ar putea că să o avem și în 40 și ceva ediție tipărită, dar a apărut Cornescu tot sub egida Societății Biblice Britanice. Britanice, da. Și, dar erau unii oameni care vorbeau, știau pe vechea slovă, așa să zic, și am avut și Biblie în chirilică, pentru că cei mai mulți citeau în chirilică. Numai în 1850 s-a trecut la grafia latină și încă lumea care știa să citească, citea în chirilică. Și avem un nou testament făcut tot de Societatea Biblică din Marea Britanie, în chirilică în 1885. După 1900, înțeleg că a apărut Biblia Cornilescu și mai sunt și alte... Ce-a mai folosit oricum, până la apariția Bibliei Dumitru Cominescu, ediția Biblia contemporană, dacă o putem să numim asta, în bisericile, majoritatea bisericilor, și mai ales din poze, poți observa pe amvonul bisericii o Biblie mare. Este formatul Bibliei de la Iași, care este Biblia clasic vorbind în bisericile baptiste, a fost cea mai folosită. Apoi, când a apărut ediția Dumitru Cominescu, baptiștii au îmbrățișat-o, deși n-a fost un baptist, a fost un preot ortodox. Interesantă mărturia fratelui Dumitru Cornilescu. Recomand să urmăriți, să vedeți cum a lucrat. Mai ales că și-a început activitatea nu departe de o reședință baptistă Berzii 29. Este o biserică cuibul cu barză unde și-a început activitatea. N-a să fac referire foarte mult la acest lucru, dar în momentul în care Dumitru Cornilescu a apărut pe piață Biblia aceasta, baptiștii au împrățișat-o. De ce? Fiindcă a fost o traducere ușor de înțeles. Da. A fost o scris într-o limbă în care toți românii care o luau în mână nu trebuia să stea să se gândească oare la ce se referă. A fost limba poporului, limba pe care o înțelegeau, limba pe care o vorbeau, astfel încât cei care citeau din Biblie să poată să înțeleagă ce citeau. Dar baptiștii au avut contribuția la apariția acestei traduceri, pentru că Societatea Biblică Misionară a întrebat pe Cornilescu cine cumpără Biblia. Și baptiștii și-au dat consimțământul înainte de apariția ei că vor folosi. Sigur că s-ar putea ca Adorian să fie știut traducerea și felul cum o traduce și ei și-au dat consimțământul și de ce să nu recunoaștem și nu creștini după Evanghelie, adventiștii. Uh-huh. Au fost cei care au zis că noi o să cumpărăm Biblia. Am vorbit despre... despre publicație, am vorbit despre cartea produsă în această perioadă în mare, că nu aveam timp pentru toată literatura, dar cărțile care au fost produse de către baptiști și modul în care s-au raportat la traducerile Bibliei de-a lungul timpurilor. Aș vrea să vorbim acum puțin, menționați despre cântări.
despre cărțile de cântări sau despre aceste cărți care erau folosite pentru cântarea în biserică. Trebuie să menționăm că baptiștii au fost focalizați două preocupări majore. Cuvânt, și aici trebuie să pun accentul că de multe ori s-a înțeles greșit. Baptiștii au pus cel mai mult accent pe cuvânt. De aceea și în bisericile baptiste, amvonul a avut loc central. Pentru că cuvântul, predicarea a fost pe locul întâi. Pe locul al doilea în bisericile baptiste a fost cântul. Vorbim de coruri, vorbim de fanfare. Toate aceste lucruri înfrumusețau programele, dar nu uitând cântul în comun. Frații erau încurajați să cânte și pe atunci majoritatea dintre ei n-aveau cărți, erau încurajați fie să-și scrie pe carnețele, că cei care aveau carte de cântări era o bucurie foarte mare. De aceea aș vrea să fac referire în primul rând la cărțile de cântări în comun. Au fost multe ediții, vorbim de ediție după ediție. Voi vorbi doar puțin despre primele ediții, ca să las pe fratele Vasile să vorbească și el. Prima ediție a cărții de cântări în comun, adică fără note, a apărut în 1895. Destul de timpuriu, destul de repede, cu 200 de cântări lucrate de Gheorghe și Monca. Apoi, De la Curtici era, nu? Da. Apoi, în 1903, la 3 ani, deja se epuizase stocul, fratele Slăv, fiindcă era un om care nu știa pe ce să pună mâna și să dea ajutor fraților baptiști, a publicat o carte de cântări în 1903, ediția lucrată de fratele Gheorghe Slăv, a doua ediție. A treia ediție este lucrată de către fratele Vasile Berbecar cu fratele Mihai Brumar în colaborare în 1907 cu 410 cântări, reeditată, fiindcă s-a terminat repede stocul, și în 1912 și în 1917, aceeași carte de cântări. În 1919 vine o altă ediție din America. De ce? Fiindcă fratele Socaciu, fiind student în America, știind nevoia în țară acută de cărți de cântări, trimite din America în 1919 cu vaporul cărți de cântări în țară, în 1919 cu 596 de cântări. În 1923, fratele Constantin Adorian vede o nevoie în București și el acea nevoie de cărți de cântări. De aceea, în 1923, publică și fratele Constantin Adorian, o reeditează în 1926. În 1930, la Arad, din nou apare, în 32, la Oradea, aceeași carte de cântări. Era o nevoie de cărți de cântări. Poate continua până în 1941, când titlul cărții de cântări se schimbă din Cântările Sionului în Cântările Evangheliei. Din 41, continuând până actualmente, cântările Evangheliei. Cântările... Inițial cunoscute cântările negre, cărțile negre, clasice, da. Cărți de cântări negre care au apărut în 1941, prima ediție, și apoi... După Revoluție a fost reorganizată cartea aceea de cântări și sub o altă ediție și coperta n-a mai fost neagră, a fost purpurie, cunoscută între frații baptiști, dar ceea ce este impresionat este longevitatea de la 1895 până actualmente. Frații baptiști au încurajat cântul în comun. Aș vrea să spun că ediția lui Gheorghe Slăv a avut ceva suplimentar la urmă, a specificat valoarea notelor și a dat niște explicații acolo cum să folosești cartea cu notele. Și valoarea notelor și dădea informații, pentru că trebuie să clarificăm, să spunem și lucrul acesta, bisericile baptiste au avut carte de cântări, dar au avut și armoniu. Era ceea ce împodobea foarte frumos cântatul în comun. Și atunci fratele s-a gândit că e bine să pună cum începe nota cu tare și cu tare. Deci harmonul cumva era un instrument emblematic pentru baptiști, da. Așa cum acordeonul este asociat cu Biserica Pentecostală. Nu știu dacă e o împărțire, dar a fost predominant, da. În Biserica, da. Pentecostală. Două corpuri de mobilier, amvonul și harmoniul. Frații n-aveau, dacă privești în invertarele bisericii, aveau bănci,
Ambon și armoniu. Asta aveau, atât aveau în inventarul bisericilor, lucrurile principale, armoniu. Însă era în fiecare biserică baptistă, dacă n-avea armoniu, era o problemă. Și bisericile faceau, știu un exemplu concret, într-o biserică românească din Cermei, au făcut efort enorm de mare să cumpere un astfel de instrument. Nu era pe toate gardurile să cumpere un armoniu. Fratele Vasile Berbecar era un distribuitor de armoniu și erau cumpărate la prețuri foarte mari. Oamenii au trebuit să vândă vaci și animale ca să poată să cumpere un astfel de instrument în biserică. Deși fratele Berbecar negocia și aducea din afară armonii la un preț totuși rezonabil pentru România. Și s-a încercat așa și toate bisericile baptiste aveau armonii. Deci înțeleg că cărțile de cântări erau cu note, fără note. Cea mai veche dintre cărțile de cântări cu note este cea a lui fratele Gheorghe Slăv, care a făcut anumită mențiuni despre cum să folosesc, sau este o altă carte? Alte cărți. Deci cântul comun a fost, cele care le-am amintit, a fost fără note. Deci, deși în cartea Cânt comun au pus o parte de teorie muzicală, a fost ca un ajutor pentru toți să învețe parte muzicală, dar cărțile pe note au fost altele. Să le pomenim doar așa puțin în mare. Harfa Coriștilor, prima carte, cântări în 1904, scrisă de frate Vasile Berbecar, Mihai Brumar. Cântările Evangheliei în 1913, tot Vasile Berbecar cu Mihai Brumar. 1922, Sunetele Evangheliei. Cântările Triumfului în 1925, Jean Staneschi. Este reeditat în 26, în 36, în 46. Harfa Copiilor, tot pe note, este în 1926 de Jean Staneschi. În 1929 vine de peste ocean harfa Evangheliei din America. Aceea este Cântările Armoniei în 1937, Ioan Chișmorie. Apoi Imnurile Credinței, tot din America, în 1970, scrise de către fratele Valentin Popovici cu fratele Pit Popovici. Cântările Evangheliei 1978 și Cântările Evangheliei 1981. Și după aceea ajungem în anii 2000, în care apar multe alte cărți de cântări editate. Aș vrea să spun totuși, cartea din 1913 a fost cea mai longevivă, dacă tot am cântat. Pe vremea comunistă, la Baia Mare, încă se cânta din cartea aceea. Era, să zic, cumva și mai bine lucrată, care era cea mai populară, să zic așa. Că au apărut, zicea și de fratele Chișmori, iar un bun... Un om emblematic în ceea ce privește partea muzicală. Și fratele mergea, înființa corul și așa mai departe. Dar acea carte încă în vremea comunistă era folosită. Da, foarte interesant. Acum ne apropiem de încheiere, știu că foarte repede a trecut timpul. Aveți în plan să scrieți o carte, să adunați toată această informație, până la urma urmei cineva trebuie să colecteze toată această informație și... Deci atunci când vă spuneam că am fost la familia Rusu și sora mi-a dat toate cărțile, am vorbit cu ginerele Costel Gheoancă și am zis, mai Costel, hai să publicăm o carte. Și am publicat o carte, Literatură Baptistă de limba română. Uh-huh. Și ea se poate găsi și acum, cine o dorește. Și aici am căutat că prin această carte ne-am întâlnit noi și am început să colaborăm. Și colaborăm de atunci foarte și bine. Și literatură baptistă de limbă română, unde se găsește? Cum? Deci la mine și la Costel Gheoancă, pentru că a fost făcută și aș vrea să amintesc totuși de... bunii gospodari de la Cluj, care ne ajută. Risoprint, fratele Ghiță Pop, o inimă mare are pentru noi, lasă alte lucrări și ne ajută ca să tipărim cărți și tot acolo am tipărit-o, dar frații nu distribuie, iau, dau cartea înapoi și noi o distribuim. Da. Vă mulțumesc foarte mult, vom continua, poate trebuie să facem emisiuni, să luăm lucrurile mult mai în detaliu. Vă mulțumesc, aș vrea să vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit și să nu uităm un lucru foarte important. Ia aminte la citire. Citirea este un lucru esențial, pentru că fără cunoștințe nu pot să existe comportamente adecvate.
ceea ce transformă este cunoașterea, cunoașterea de Dumnezeu, iar această cunoaștere de Dumnezeu a fost așezată și a lăsată să fie descoperită în Sfânta Scriptură, iar ulterior au fost oameni care au scris despre Cuvântul lui Dumnezeu să ne ajute pe noi să înțelegem ceea ce spune cuvântul, dar în același timp să înțelegem și cum să trăim pentru Dumnezeu. Vă doresc tuturor o seară bună și la revedere!